Kaninang umaga, mga 5 a.m., nagising kami kasi naka-receive kami ng alert. Then, yun nga, nabasa ni Bogdan na meron daw malapit dito sa amin, dito sa bahay. So, meron nga guys, pumasok siya sa bahay ng godson nila ni Mama. So, hindi ko alam kung andun pa ba siya ngayon, yung bear. Andun sila si Papa ngayon at saka si Katyusha. So, ayan, and sugatan daw yung ano, yung orso. Orso kasi yung tawag na dito. Sugatan daw yung orso, tapos mamaya kukunin na din yun para buhian, bitaw. Andito na sila si Papa, guys. Tingnan natin kung andun pa ba yung orso. Yes. Ah. Mm-hmm. Da. So wala na daw doon. Dinala na daw sa Paduri. Gidana sa Kalasangan. So ayan, punta tayo ngayon ni Javi kasi gusto niya pumunta doon sa bahay kung saan nagpunta yung orso, guys. Не плимбом. А кого? Не плимбом. Не плимбом. Катюша? Ну. А, не хватит. Там база Катюша. A bear came from the forest in the yard. Our godson. And he climbed the fence. Yes. And he was a little wounded. It was like never before so close to the village, to the center of village, only few meters to the center of village. And he was very, very scary, hungry. They're hungry, no? Little wounded. When he's hungry and little wounded and wounded, he's very dangerous. We receive a message from Roanet, an application of government about dangerous situations. Mergem până la casă, la sine, să te mașină. And you were angry to me, you thought I could allow you fight with children. But it was all received that message. Dito ang store, tapos... Close to store. Dito. Ah, yeah, meron. Right. Still look, people look, here. Television. Look, television is here. Where's that ship? Filmes. Still her television. So let's go guys, pakita ko sa inyo kung saan yung... So dito... Ito yung bahay ng aming godson. And look at here guys. Oh my gosh. Tingnan nyo yung dugo sa ano guys, sa beer. Kawawa naman yung beer, oy. Wounded there. Ito siya pa tinita. So dito guys, oh. So, di ba nakikita natin yung mga, anong tawag nito? Look, okay ni dyan ang mga juta, bitaw. He damaged this, see? Oh, look, tingnan nyo guys, see, oh. Very strong. He climbed here. Ah, doon pala siya galing, guys. Doon galing. Ito yung bahay ng aming godson. So, kailangan nating mag-ingat kasi sila, sobrang delikado po yan sila, eh. Gutom at kasi wala nang pagkain doon sa, tawag nito? You don't have food now in Paris, no? Maybe yes. So that's why pumupunta na sila sa bahay-bahay dito sa village. Okay, let's go na. Let's go na. Meron din ditong television guys. Oh. Ayan, let's go na. It's another television. Ayan, let's go na. Daddy! Yes, ma'am. Ayan. Look. Da, am primit mesaj la tine dimineața. Ați primit mesaj, v-ați speriat? Ne-am speriat, mai ales că era mesajul spunea strada principală unde locuim noi. Aha. Adică acolo. Da, nu, mai televizor, pagai sau social media. Ce ați făcut când ați primit? M-am pus la foc. Dar n-ați ieșit din casă. N-am ieșit, vă dați seama. Cu doi copii. Interviu cu mine. Ce dimineața? Ce? Mesaj de la Roalet. Că ce? Este un urs pe strada principală. Ce-a zis când a fost? Au mai fost cazuri. Și am sperat că totuși va termina cu bine. Având în lumea vacile și acum vin urși, doamne. Apară pe aici?
Tatăl meu spune că au vândut oamenii vacile și... Și vin urși în loc. Vin urși în loc. Da, dar vedeți că s-a rănit acolo, a fost... Păi da. S-a urcat acolo, am văzut un filmuleț. Da? Da. De ce oare au ieșit din pădure? Nu știu ce. Păi mai cum a pântat de tom în orsoga aici. Dacă interviu în sine. Singa delicată, te legă eu mânga ursoi. Foarte grav pentru noi, că nu mai putem ieși și noi la plimbare cu copii, cu familia. Ce să ajungă trebuie? Să ne fie frică să mai ieșim din casă. Ce ar trebui să se întâmple? Nu știu. Am văzut la cineva, dar nu am eu. Am înțeles. Nu am nimic momentan. Bine, mulțumim. Și lui, sănătate, numai bine.